Mă aflu în drum spre Mănăstirea Stârceni, un loc foarte important ce ține de geografia raionului Florești. În imagine se vede împrejurimile, niște lanuri cu grâu, foarte frumos, grâu este foarte frumos, este o necesitate de a fi o ploaie. Pământul este uscat, foarte uscat, așa că toată lumea ce se ține de agricultură, tot speră la o ploaie cât mai apropiată. Grâul este destul de frumos, dar necesită o ploaie urgentă. Deja apar careva spicușoare. Spicușoare apar. Și vreau să în imagine de parte să vede niște sate din vecinătate. Se vede fostul rezervor de pâine, elevatorul. Se vede o parte din Florești. În spatele meu este traseul. Este traseul Florești, Cașul, Cacitolești, Ștefănești, Prodănești și mai departe spre Chișinău. Pentru a ajunge în locurile astea din Florești trebuie să traversezi podul care merge peste Prut, asta peste Răut. Și mai departe satul Vărvăreuca și iată mă aflu în locul ăsta unde se începe pământurile Megieșe cu Mănăstirea Stârceni. În imagine se vede satul Bobulești. Un sat destul de plăcut care intră în comuna Gura Camincii. Aici, nu departe, este o carieră de piatră. Se scoate piatră și mulți procură pentru a construi case, temerii la casă. Cel mai încolo este elevatorul unde se păstrează rezerva de stat a pânii. În vale este Răut, cred că am ocazie să mai filmez. Valea Răut, iarbă peste tot, este verde, este frumos și vreau să mă apropie de niște copaci, de niște păducel care este în floare. Floarea este foarte bună pentru maladiile de inimă. Pămușoarele care se strâng toamna și florile care se strâng acum. Peste tot este, repet, iarbă. Pentru animale este un timp foarte bun acum. Așa că suntem în prag de terminarea lunii mai și începe luna de vară, luna iunie. Acum sunt lângă mănăstire, este bisericuță mică, un cimitir alături, nu este așa de semnificativ ca alte mănăstiri care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, dar totuși lumea vizitează acest local cu plăcere și cu diferite doleanțe. Aici cineva este mormântat ce ține de istoria mănăstirii. Bisericuța este așa mică, o bisericuță, dar este vestită în primul rând prin aceea că aici activează preotul Paisie, un preot care este dorit de mulți creștini, deoarece vin mulți cu doleanțe aici, vin cu diferite probleme. Dumnealui dă sfaturi, face careva regulă în gânduri, face diferite propunere ce ține de recuirea sufletului. Și asta este foarte important, deoarece marea majoritate a lumii are nevoie de asta și are nevoie anume să fie ascultat de cineva,
și să fie tratat așa ca un om care are suferință și care, ascultând doleanțele fiecărui, se vindecă sufletește cât de cât singur. Este foarte important asta pentru fiecare om, deoarece rar om care nu are necesitatea asta de a face o legătură cât de cât mai strânsă între Dumnezeu și persoana propriu-zisă, dar acestea se poate face numai cu ajutorul personalităților duhovnicești, mai ales personalităților care lumea încredințează gândurile, suferințele și așteaptă de la ei să fie mulțumiți prin niște sfaturi și prin niște propuneri ce țin de aceste probleme. Și ea ca cu deosebită plăcere mă uit spre albe, spre răut. Într-adevăr, este o enigmă cum de așa răuleț mic și așa albe mare are. Se vede satul Ghindești, un sat foarte puternic în trecut, era fabrica de zahăr aici, acum a rămas așa un sat, puțin mai clar că e mai mare ca restul, dar este destul de la sat la momentul actual, deoarece când era fabrica de zahăr, foarte multă lume lucra activă, toți erau satisfăcuți de aceasta, prin satele din împrejur lucrau, mergeau autobusele cu lucrători spre dimineața spre fabrică, seara se duceau spre casă, foarte frumos, un aer extraordinar de curat și de bine, în zona asta mașini nu circulă, dacă poate circulă 5 mașini pe zi, foarte frumos. Nu de mult și-au luat uneltele și tot ce se de reparația drumului și-au activat o firmă foarte puternică din Turcia. Onor Suma se numea. Dar deoarece am înțeles că au fost niște divergențe între conducerea Republicii, adică nu conducerea, dar cineva din conducerea Republicii și firma asta propriu-zisă, ei și-au luat toate mecanismele și au întrerupt lucrările. Clar că ceva la mijloc a fost, și de finanță sau de alte probleme. Pe locul ăsta sunt foarte multe flori. Este un loc abrupt. Chiar dacă mă uit așa un șir de flori, chiar necunoscute, cum se mai numesc, nu mai știu. Sunt diferite plante. Deja tot este ceva în floare. Salcânul, de mult am florit. Toți copaci care au înflorit primăvara asta am florit foarte brusc, adică s-a ridicat temperatura. Și au fost niște momente când nici nu observai că, de pildă, peste două zile careva copac nici nu era în floare, dar peste câteva zile era deja alb. Sălcămul este înflorit, te apropii de ei, mai te adorme de mirosul ăsta foarte puternic și plăcut. Un miros care îl ținem toți minte din copilărie. Cândva chiar mâncam aceste flori de salcâm. Cineva chiar a pregătit și pregăteau și dulceat ceva. Un salcâm care este peste tot în Republica noastră. Și acum merg să-mi strâng niște flori de păducel. În toată toamna vin aici să-mi strâng niște pomușoare de păducel. Dar am studiat ce ține de păducel mai amănunțit și
frunzele și florile tot sunt foarte benefici la prepararea ceaiului pentru calmare și pentru mușchiul inimii. Și iată încă o mică oprire nemijlocit lângă păducel. Care nu cunoaște ce este asta, poftim, uitați-vă. Este un copac foarte interesant, cam spinos, dar este un copac interesant. Din toate florile se ies pumușoare, păducelul. Adică este un copac care este foarte benefic pentru sănătate. Am înțeles că este, are o denumire așa ce ține de, ca izvor de energie, ca izvor de sănătate. Un copac foarte bine știut în Rusia și în alte țări unde locuitorii se folosesc de el. Prin prejur este câmpurile satelor Vărvăreuca și satul Cașunca. Suntem la oara când deja lumea termină lucrul la întreprinderi, dar vin acasă și pun mâna pe sapă și merg la deal pentru a continua. Nu departe se vede drumul care merge la Vărvăreuca, la Cașunca, Citurești, Fănești și mai departe. Iată. Se mai văd niște păsărele nu departe. Este un loc protejat de poluare, este un loc foarte bun pentru odihnă. De multe ori se văd aici turme de oi care sunt în satele astea din apropiere. Și asta e cam ce ține de vizita mea în zona asta. O zi bună în continuare toată lumea, mersi mult, să trăiți!